Bună ziua, bine v-am regăsit în a doua zi de concurs de la BRD Bucharest Open. Noi suntem și noi în a doua ediție a emisiunii BRD Tennis Insider. Cu noi de data asta este și Monica Niculescu. Bună ziua. La fel, bună ziua Monica, bine te-am găsit și mulțumim pentru prezență. Ni s-a alăturat, așa cum știți și cum erați obișnuiți de anul trecut, și Luminița. Luminița, bună. Mulțumim mult. Mulțumesc din nou. Și eu mult pentru invitație. Cunoștințele tale și statistica o să fie la înălțime. Cu Alina deja v-ați obișnuit de ieri. Alina, mulțumim. Intrăm în subiect. Un meci tare, un meci pentru care s-au strâns mulți oameni, două dintre fetele noastre favorite. Cum a fost? Știu că ai venit după 10 zile de pauză, Monica. Aveai durerile, le mai ai? Da, a fost destul de dificil pentru că nu prea am meciuri în picioare. După Roland Garros m-am lovit la spate și am luat o lună pauză. M-am dus la Wimbledon și am început abia de miercuri să mă antrenez. Da. Între timp am mai avut ceva probleme la Wimbledon, m-am dus acolo nefiind antrenat, a început să mă doară cotul, genunchiul, gâtul, m-am blocat cu gâtul, în fine, am reușit să trec un tur. Cert e că n-am meciuri în picioare și am și picat cu Andreea, care eu știu că îi place să joace aici, îi place să joace pe zgură, joacă foarte bine, are o lejeritate superbă în lovituri. Și meciul a fost destul de greu. Nu pot să zic că a fost cel mai bun meci al meu, dar mă bucur că am reușit să-l scot și că am luptat. Bănuiesc că nici nu așteptai să fie cel mai bun meci al tău, din moment ce ești încă cu mici dureri. Exact, nu am meciuri în picioare, nu m-am antrenat cum vreau, nu știam cum o să rezist fizic. Ce să zic, sunt fericită că am câștigat și puțin surprinsă. La final ne întrebau deja cititorii ce v-ați spus la fileu. Andreea a crezut că am dat cu mingea spre ea și a zis, Andreea, niciun caz. M-am simțit super și tot timpul a fost prietena mea, Andreea, și mă înțeleg bine cu ea și am jucat și Fed Cup împreună, da, și noi știm, tot timpul ne scriem, deci în niciun caz n-am făcut așa ceva. Scuză-mă dacă ai crezut, eu mi-am cerut scuze. Da. Era foarte cald, deci n-aveam nicio intenție să fac așa ceva, Doamne ferește. Am băgat ăștia căldură iarăși. Da. Știm că ai ratat tot sezonul de iarbă. Da, din păcate. Aveai punctele alea, aveai finala la Nottingham, nu? Dacă nu greșesc. Sigur că da, am câștigat Marseille de 100.000, apoi am făcut acea finală pe iarbă, în semi, bătând-o pe Agnieszka, deja jucam bine. Și ce meci. Și apoi, da, și apoi turul 4 la Wimbledon. Exact. Aici am semi și cred că și sferturi la Washington. Și din păcate și jucam cel mai bun tenis al meu. La Miami am făcut turul 4 și semi la dublu. Mă simțeam foarte bine, am bătut jucătoare bune și mă simțeam în formă, dar durerile au început la Madrid. Mi-a fost destul de greu să joc la Roma cu dureri mari. Mi-am luat pauză, n-am mai jucat Strasbourg, iar la Roland Garros cu o zi înainte de meci m-am blocat. Deci n-am mai putut să mă mișc, am simțit o durere îngrozitoare la spate, ca un cuțit în spate. Și nu mai puteam să mă mișc, dar nu că nu mai puteam să mă mișc, nu mai puteam să ridic nici foaia asta de aici. Wow. Și zic, ce să facă, mâine am meci. M-am dus la un osteopat, a încercat să-mi pună oasele. Ce să zic, puteam să mă mișc după, dar încă aveam cuțitul acela în spate. Și ca fraier am luat 3-4 antiinflamatoare ca să pot să joc meciul. A fost foarte rău după acel meci, n-am putut să mai dorm. Și a fost și frigul, spuneai lui Adi la ultimul interviu că a fost super frig. Am prins numai frig, de la Madrid, Roma, Roland Garros frig și la Wimbledon frig, okay, cu ploi. Și asta la spate e... Da. Și ce să zic, a fost destul de rău după acel meci cu Parmentier pentru că m-a durut noaptea, nu puteam să dorm și am știut că va fi greu să mă recuperez, să-și prind Nottingham-ul, măcar, ok, Marseille-ul nu-l mai prindeam, dar măcar Nottingham-ul în finala aceea. Și am tot sperat, am zis, băi, poate Mallorca, poate Eastbourne, nu, nimic. Și m-am dus la Wimbledon cu semnul întrebării, dar fiind pe antiinflamatoare și pe midocalm, am reușit să joc fără dureri, să zic, dar deși au fost niște dureri, dar nu mai vorbim despre asta. Da. Destul ce cu... să zic, e complicat, sănătatea e cea mai importantă și deși joci foarte bine, uite, vine o chestie de asta și te dă puțin în spate. Și are un momentum, nu? Are un momentum, pentru că mă simțeam în formă, abia așteptam să vină iarba
jucam bine, aveam și niște victorii care aceste victorii îți dau încredere. Acum, de exemplu, nu mai am victorii, nu mai am meciuri și trebuie să iau puțin de la zero și nu e problemă că iau de la zero, problema e că m-a durut spatele în meciul de azi și e complicat să vezi un viitor. Dar cât de greu e să iei decizia asta, știind că ai puncte de apărat, știind că vine o suprafață pe care ție îți place să joci, știind în același timp că ai acele dureri? Am așteptat până în ultimul moment. Tot timpul a fost vineri până în 4 și tot timpul am așteptat până în ultimul moment, am sperat. Eu în această lună cât am stat, am tot încercat să bat mingea. Am făcut exerciții de spate și mă durea tot timpul. Am început să bat mingea, iarăși m-am înțepenit și nu mai aveam nicio soluție. Ziceam, nu cred că mai prind Wimbledon. Toată lumea m-a întrebat ce faci, cum te simți. Da. Eram destul de supărată de ce să vin, pentru că îmi place tenis, îmi place să joc și mi-a fost greu să stau, nici n-am putut să mă uit la tenis. N-am putut, mie care îmi place să mă uit la meciuri, n-am putut, mă uitam la fete cum se mișcă și cum se deplasează și eu nu puteam și să... Te frustrează? Da, n-am putut să mă uit. Mi-a părut... Da, a fost interesant și mie îmi place să mă uit la meciuri, nu contează, fete, băieți. Și mi-a fost greu, pentru că pur și simplu eu nu puteam să alerg. Atât de greu a fost. Și, na, ce să zic, e complicat. În concurs aici, cum intri, practic? Dacă obiectivul e să nu te doară și să te simți din ce în ce mai bine, ți-ai propus ceva, iarăși semifinala de care ai vorbit și pe care ai obținut-o anul trecut? Nu sau vii doar să te simți? Nu mi-am propus, pentru că nu, acesta a fost primul meci fără antiinflamatoare și Midocal. Că nu pot să le iei toată viața. Le-am luat 15 zile, nu pot să iei toată viața, că nu mai pot cu stomacul după aia. Mi-am propus să văd cum e, să văd, să încerc, să lupt, să trag de fiecare punct, să văd cum e, pentru că nu mai am meciuri în picioare, n-am mai jucat puncte cu fete. Și pe iarbă e diferit, pe zgură e mai solicitant, trebuie să joci 3 ore, sunt să vezi. Sunt puntele lungi, da. Și din păcate m-a durut, acum nu știu, să vedem cum mă simt mâine, dar nu s-a refăcut, asta e clar și nici nu mă așteptam, că am înțeles că stai pe 3 luni cu hernia de disc. Acum nu știu ce să mai zic. Oricum, repauzul nu ajută, asta e clar. Am făcut repauz 3 săptămâni și nu m-a ajutat deloc. Trebuie să faci exerciții, să-ți întărești spatele și okay, să sper că într-o zi să te trezești și să nu mai te doară. Nu mi s-a întâmplat încă, dar să sper. Ce să fac? Da, ești optimistă. Gabi Ruse a fost ieri în emisiune. Da. Te-a menționat, a vorbit foarte fain despre tine, a zis că ești ca o soră mai mare. Mă bucur că a zis o soră și n-a zis mamă. Glumesc, da? Măi, sora, da, zis soră, o iau acum, da, da. Ești ca o soră mai mare, că o ajuți foarte mult. Noi ne întrebam odată cum e, dacă îți place treaba asta și dacă... Mă antrenez cu ea, când o prind tot timpul o întreb, hai să ne antrenăm. Mi se pare că are potențial, poate să ajungă foarte tare. Și este foarte sociabilă, de treabă. Am și mama și ei noi. Este super, e foarte pozitivă, e foarte bine să o ai în jurul tău, pentru că este pozitivă și gândește pozitiv și îmi place de ea mult. Și doresc multă baftă, joacă următorul meci. Da. Cred că o să mergi. Tu ai avut sprijinul ăsta când te formai? Știu că jucai cu sora ta care a jucat tenis și era mai mare. Cât de important e... Sigur, da, sora mea în America. Eu nu prea am avut, adică cine era? Hănescu, nu? Când eram eu, Andrei Pavel, mai vorbeam cu ei când îi vedeam la Roland Garros sau la US Open, dar nu am jucat cu ei, n-am bătut mingea. Bine, am și un stil diferit acum, nu cred că mulți vor să bată mingea cu mine, dar nu am. Și de aceea, oricum eu, repet, dacă pot să o ajut, o ajut, adică încerc și îmi place foarte mult, sigur. Zicea ceva, poate să-i fie o antrenoare. glumesc, nu are un antrenor super și se înțelege foarte bine cu el. Revenim puțin la turneu, este această arenă nouă. Care sunt diferențele față de arena pe care ai jucat? Îmi plăcea foarte mult arena de anul trecut, de ce să mintă? Plus că lumea, nu știu, mai venea multă lume și te simți, se aude un ecou așa de central, foarte frumos, dar având în vedere că astea sunt condițiile, eu zic că s-au descurcat de minune, avem o centrală nouă, centrală nouă, da, m-am simțit foarte bine, deși a fost cald, dar acum și anul trecut a fost cald, sigur că îmi plăcea mai mult cealaltă, asta e altceva, dar eu zic că e foarte bine, condițiile sunt bune, e destul de mare, m-aș bucura să vină mai multă lume mâine
și să fie bine. Să fie din ce în ce mai da, să fie din ce în ce mai multă lume. Dar având în vedere că este și marți și ora 2, cred că mulți sunt la serviciu. Și... Dar am fost surprinsă, au fost destul de mulți oameni. Da, nu știu. Luminița îmi spunea de următorul meci. Da, e un turneu al revederilor cu Andreea Mitoș. Sigur că da. Am trecut în sferturi cu Polona Herzog. Nu vreau să mă mai gândesc la acel meci. Parcă a fost 7-6 indecisiv după 3 ore și ceva. Are un stil destul de bun pentru zgură. Dă liftane cu dreapta și are kick cu acela la servici. Și slice cu reverul, da, 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 e destul de complicată, nu pot să zic că n-o preferam pe cealaltă. Acum, repet, pentru mine nu prea mă gândesc cu cine joc, important să mă trezesc mâine să fiu bine cu spatele, să am acea dorință să lupt și să fiu sănătoasă și să nu simt nimic în meci. Și pentru mine deja e o bucurie, dacă e ok asta și așa a fost așa, destul de, m-am simțit destul de bine, îmi plăcea, uite, că pot să joc. N-a fost cel mai bun meci, dar acum îl iau și oricum primul meci e complicat. Și mai ales după atâta timp pe zgură, a fost ok. Spui să-mi doresc să lupt. Dai senzația că în absolut fiecare meci tu ești dispusă să lupți oricât ar dura. Da. Și de multe ori durează mult. Am picioare bune și alerg și lupt, dar câteodată mai mă gândesc așa, parcă nu joc așa bine azi, aș putea mai mult, aș putea să joc mai bine, aș putea mentală, să poate nu mă apăr așa de mult, aș putea să mai intru puțin în teren. Eu când joc bine, asta mai fac, mai intru cu reverul, sunt cu reverul pe tot terenul, dar neavând meciuri, mi s-a părut că foarte multe mingi pe mijlocul terenului le luam cu dreapta slice, ceea ce nu e bine. Ia-le cu reverul și încearcă să intri bine în punct. Da, și de luptat, na, pe căldura asta, n-am putut să mă concentrez deloc azi, nu știu de ce. Ori a fost cald, ori de lipsa meciurilor, eram cu capul în altă parte. Da, nu. La început parcă nici n-a fost ritmul nu s-a legat, meci. Exact, nu s-a legat deloc. Ba greșea aia, ba greșeam eu. Ba îmi dădea azi, ba dădea dublă, ba dădeam eu dublă, nu prea am înțeles. Închide repede, da. Da, exact. Na, cred că e și normal. Primul meci, ne-am dorit mult amândouă să jucăm bine, dar am vorbit cu Andreea și ea mi-a zis că i-a plăcut mult mai mult decât meciul de anul trecut, meciul ăsta. Deci e bine. Înseamnă că a fost bun. Apropo de picioare bune și vorbeam ieri, dacă ți-amintești, Alina, de calitățile motrice. Tu ai făcut și un program, o să te provoc să ne spui 2-3 cuvinte despre el, despre trialul ăsta unde ați căutat copii înzestrați motric pentru următorii tenismeni și tenismene. Dar până acolo sunt curios, pe tine când te-au descoperit ca mare talent? Că, într-adevăr, ai niște calități motrice foarte, foarte bună. Când și-au dat seama că e de vreme? Când... Eu nu, pot să zic că nu mulți au crezut în mine, pentru că aveam slice-ul cu dreapta și aveau mulți oameni, aveam impresia că nu o să reușesc. Singurul care a crezut în mine a fost Călin, care tot timpul mi-a zis că este o armă și nu trebuie să te gândești. Este o armă, tu ai reverul tău, ai picioarele, faptul că lupți, faptul că intri în teren și n-ai emoții, joci cu Nali pe central la Beijing și n-ai nicio problemă și chiar poți să o bați. Tot timpul a crezut în mine și apreciez asta, da? Și de aceea lucrăm și de atâta timp. Dar pot să zic că oamenii nu prea au crezut în mine pentru că, na, slice cu dreapta, la un moment dat eram și pe 200, nu mai reușeam să fac acest pas, ba jucam mai bine, mă duceam pe 170 și după aia iarăși mă duceam pe 230 și nu mai făceam pasul ăsta. Exact ce am vorbit anul trecut și ce am vorbit ieri și de Alexandra, când a stat 2 ani acolo. Platou, nu? Și lumea nu credea. Da, și deodată a început să câștige 2 turnee de 600.000 și din calificări și... Exact același lucru. Da, sunt oamenii care au crezut în ele. Da, exact. Am avut un om care a crezut în mine, bine, și familia mea tot timpul a crezut și... Tot timpul mama îmi zice că-s cea mai tare. Ce fain. Da, și am avut noroc cu Călin, pentru că, repet, nu mulți au crezut în mine și el a crezut și m-a făcut să cred, pentru că la un moment dat credeam și eu. Mă gândeam, băi, dar cu slice-ul ăsta totuși nu fac cum, de ce fac? Le faci cu backhand-ul. Da, sau? Fac, da, na. Și am început dintr-o dată să fac rezultate, să câștig turnee de 25.000, de 50.000, să intru în prima sută și am început să... Să cred și au început și oamenii să creadă că pot, dar înainte nu credeau. Mă întorc la calitățile motrice, Alina. Spune-ne despre trialul ăsta. Cât de vreme vă dați seama că jucătorii au potențial? Cred că înainte, pot să spun acum, nu știu, 20-30 de ani, la tenis mergeau copiii chiar și la 8-9 ani. Și aveau o șansă să recupereze, la 10 ani puteau să joace. Acum,
s-a coborât foarte mult vârsta, adică un copil de 5 ani poate să înceapă liniștit tenisul pentru că folosește mijloace ajutătoare, sunt rachete și mingi pe nivele, nivelul roșu, portocaliu și verde. Este un program lansat de ITF pe care noi l-am preluat ca atare și nu am inventat noi roata, ci doar încercăm să o facem să meargă. Și sigur, la 5, 6, 7 ani deja, după 2 ani de inițiere, copiii pot să joace efectiv meciuri în miniatură, cum le spun eu, peste fileele mici, pe nivele, și mi se pare incredibil pentru că pot să-și dezvolte foarte bine, pe lângă tehnica foarte importantă de bază, tactica. Ei știu deja cum să joace punctul, ce le lipsește și cred că s-a coborât foarte mult nivelul, adică copiii la 10 ani joacă tenisul pe care noi de-abia îl începeam la 8-9 ani. Un antrenor îmi spunea mai de mult, și fac scurtă paranteză, că n-am avea mulți jucători care se simt confortabil la fileu, pentru că atunci când nu existau terenurile astea de mini-tenis, ei jucau pe terenul mare. Și atunci erai descurajat, și tu o să-mi confirmi sau infirmi, Monica, erai descurajat să uși la fileu, tu fiind mică, mingile tot treceau pe lângă tine. Acum nu știu de teren, dar... Nu știu, pentru că joci bine dublu. Da, stilul meu și ați văzut că și Vinci dă slice cu revelul și e foarte talentată și a fost numărul 1 la dublu. Și a luat turne. Da, și joacă foarte bine la dublu. Mie îmi place foarte mult să joc dublu. E și mai ușor, adică și pot să stau pe partea mea care îmi place, pe rever. Mă simt foarte bine la voleu. Bine, când simt mingea și simt în formă. Dar mă simt bine la voleu și mi-ar fi plăcut și ea să vin de mai multe ori în față, dar am stat puțin în spate. Dar, repet, na, îmi doream mai mult să intru puțin, să conduc eu puțin jocul, dar nu m-a lăsat nici Andreea. A servit foarte bine, am intrat destul de greu un punct și a și lovit bine. Ați văzut, dădea foarte lung, foarte tare. Da, când intra e plină lovitura, bănesc că vine grea, grea și e lungă. Da, venea grea și lungă, exact, și nu prea am putut să conduc jocul, da? Per total am dat câteva scurte care asta a fost în plan să fac. Mi-au intrat și mâine poate să revenim la dublu. Moni are o agilitate care nu are nimeni altcineva. Ea la un moment dat ajunge înaintea mingii la dublu de multe ori. Și asta și ține frică. De dacă stau în față la volei și vine muguruța și două măciucă în mine, nu mi-e frică, mai stau la volei, că n-am nicio problemă. Știi că sunt lucruri care poți să le antrenezi și sunt lucruri native, care sunt. Ea le are. Da. La tine cât e instinct? Că și dat muguruța în mine, asta zic. Și nu mi-a fost frică. Cât e instinct în ceea ce faci pe teren și cât e, nu știu... Foarte mult. Foarte mult. Ce-mi vine, asta fac, adică bas slice-uri, bas scurtă. Bine, și le antrenez, vreau să am o anumită tactică, vreau să, repet, să mă bag mai mult cu reverul, să dau scurte, să mai vin în față, să mixez tot timpul, să nu știe, să dau plat cu reverul, să dau lob cu reverul, după aia să vin în față, adică scurte multe. Așa e și stilul pe zgură, da? Și mine cam asta fac. Câteodată nu văd și păcălinie, că am supărat. Dar ce să fac dacă asta îmi vine și, na, câteodată poate ar fi mai bine să dau slice-ul lung, dar eu pun stopuri, na. Asta e, ce să-mi fac. Da. Apropo de tactică, am fost la Cluj și am văzut meciurile grozave de la Fed Cup și am văzut și meciul cu Vitova, nu greșesc, nu? Da, asta a fost. Acolo ce v-ați propus diferit? Pentru că am văzut foarte mult că ai luat inițiativă. Tu care ești o apărătoare grozavă, te vedeam tot mereu că cu prima ocazie închideai cu backhand-ul. V-ați propus treaba asta? S-o mișcați sau cum? Păi, sigur, ideea e... Problema era că Vitova termina repede punctul, îi plăcea suprafața și Moni nu trebuia să stea foarte mult cu ea, trebuia să închidă unghiurile și de câte ori are ocazia să dea ea cu backhand, numai ales să-și folosească aturile. Asta ca primă... Și m-a simțit și extraordinar și în meciul ăla, m-a simțit foarte bine și când mă simt bine și mă mișc bine pe teren, dau bine, adică fac exact. Oricum mă simt bine la Cluj și la Galați, când e public mare, mă simt excelent, nu știu. Nu mă înhib, adică nu pun presiune pe mine, ci mă ajută. Unii nu le place, știți? Unii, nu știu. Sunt persoane blochează, diferite, ea se depășește. Exact. Și atunci când n-am mai mișcat de mult și era 2-2 cu Spania, nu? Da. Am avut emoții, dar constructive, adică a fost bine, am reușit să scoatem acel meci, a fost important, n-a fost ușor, ok? N-a fost Carla Suarez Navarro, dar a fost Medina care era 20
și cu Muguruța și am reușit să jucăm un tenis bun, zic eu. Ce amintiri frumoase, da. Foarte faine. Nu sunt foarte în spatele nostru. Da. De Rio, nu o să vă întreb pentru că încă e incert, nu știți, mergeți, nu mergeți, e o situație ciudățică acolo. Este, da. Cu virusul și cu toate... În principiu joc. Nu știu, depinde și de sănătate, v-am repet, azi nu m-am simțit extraordinar cu spatele. Este și acea problemă cu Zika, care, v-am zis, unii doctori spun că e ok, alții nu. Deja văd că mulți se gândesc, am înțeles că și Murray se gândește și Berdic, 50-50. Da, am văzut că toți de la golf s-au retras, ceea ce nu înțeleg pentru că ei sunt bărbați și am înțeles că la fete e problemă, dar probabil... Țin virusul și nu știu. Am impresia sunt multe lucruri încă nelămurite. Tu ce zici? Eu nu știu pe cine să întreb. Că... Da, astăzi am văzut și la noi, pe la ora două, un caz, am văzut că au făcut public pe posturile de televiziune. Probabil că va trebui să luăm mai multe informații și personalul medical a început deja și la noi în țară să dea anumite informații. Deci. Am întrebat pe un jucător din Brazilia, mi-a zis că e ok, că nu s-a întâmplat nimic. Acum nu știu. Da, da, se pare că incidența e destul de scăzută, dar voi știți că e riscul vostru, degeaba pe presiune din țară. Cea mai importantă e sănătatea și am aflat acum, după problema la spate, ce mai importantă e sănătatea. Nu contează că pierzi, că joci prost, că nu mi-a intrat reverul, că nu contează. Important e să fii sănătos, turnee sunt. Vreți să vă zic ce am în plan să joc? Da, normal că vrem. Aș vrea să joc Washington, Montreal, Florianopolis, Rio... Cincinnati, New Haven, US Open. Păi... Simplu dublu. Am planuri mari, dar, repet, nu va fi ușor. Și curățenie, cine mai face? Cumpărături, cine mai face? De gătit, cine? Am stat o lună acasă, am făcut... Cine mai iese? Asta ziceam că mi-a și părut rău, pentru că tot credeam că mă fac bine și... Nu m-am bucurat puțin luna asta care am stat, am văzut 8 doctori, am făcut la injecții, am făcut la acupunctură, la masaje și nu m-am bucurat, nu mă duc și eu la mare odată, când mai am șansă acum? Asta te întreb. Am tot crezut că mă fac bine și poate joc Nottingham, poate joc Mallorca și nu mă făceam și nu era mai bine și în loc să mă bucur, să mă duc la mare să uit, eram supărată. Și mă gândeam, vai, dar de ce nu mă fac bine, ce s-a întâmplat, de ce mi s-a întâmplat, mă, nu știu. Acum m-am întors la rachetele vechi, am o problemă cu rachetele, știi că la Fed Cup am jucat cu rachetele noi, care mie nu prea-mi plac și m-am întors la rachetele vechi. Ce simți diferit? Simt că nu pot să dau lift cu reverul, nu se duce mingea, se moare în careu. Așa simteam. Așa simt cu reverul că nu se duce mingea și cu astea mai vechi mi se pare că nu depune efort și mingea se duce bine. Și m-am tot gândit, măi, poate asta, de-aia m-aș și accidentat la spate, că tot încercând să dau mai lung, probabil. Am tot smucit pentru că la mine e toracal, nu lombar. Mm-hmm. Dar asta e gândirea mea. Antrenorul meu nu crede asta, de exemplu. Pur și simplu, da. Chestiile astea de feel, tu cum faci? Dacă o jucătoare îți spune în mijlocul meciului păi, că nu simt păi, cred că am zis în fiecare mingea. Zi la Fed Cup, nu, Alina. Aline, eu le las să facă cum simt ele. Ce pot spune? Că dacă nu prea pot să spui foarte multe, pentru că ele sunt niște jucătoare foarte cu experiență și au ajuns la un anumit nivel în care feeling-ul este foarte important. Nu poți să treci peste acest lucru. Dacă o jucătoare spune că eu simt asta, mai exceptând situația în care spun că joacă prost. Asta nu este un feeling, asta este un lucru care noi nu-l vedem. Dar exceptând alte situații, sigur că... Da, și eu de multe ori zic, băi, era rău, am jucat și după aia încep să vorbesc cu lume, mai mă uit o dată la meci și nu e chiar așa. Probabil și meciul de azi, repet, Andreea a zis că a fost foarte bun meciul, i-a plăcut mai mult ăsta decât anul trecut. Ok, înseamnă că a fost bun. Eu sunt puțin mai rea, exigentă. Așa, exigentă, exact. Puțin mai critică. Mai critică, da. Aș vrea să te întreb ceva care nu are legătură cu turneul, nu are legătură cu sănătatea, să ieșim puțin din asta. Tu ai întâlnit-o pe Serena, ai și făcut viața grea anul trecut, măcar într-un meci, dacă nu mai multe. Cum e să fii contemporană cu o jucătoare care a reușit ce a reușit ea la Wimbledon, să ajungă la 22 de turnee de mare șlem? Tot timpul m-am întrebat când o să joc cu Serena, nici cu Sharapova n-am jucat niciodată. Și bineînțeles că am nimerit să joc la Indian Wells, când ea nu mai jucase de 10 ani de zile acolo, și a fost
plin. Deci a fost plin, a venit Bill Clinton, a venit John McEnroe, chiar mă imita, zicea, mă, cum tă slice-ul ăla? Și repet, nu știu, dacă e calitate sau nu, am intrat între și m-am simțit excelent, excelent, adică, deși, cred că e a doua cea mai mare arenă, deci era plină, plină. Și m-am simțit foarte bine. Sigur, acum când am văzut că am picat iarăși la Miami cu ea, zic, băi, mi ajunge o dată. Adică e ok, vreau să mai fac și eu puncte. Dar mi se pare incredibil ce a putut să facă, senzațional, e un erou. Și încă își dorește și încă muncește și încă nu se lasă. Tot timpul am crezut, uite, acum n-a luat Grand Slam-ul ăla când a bătut Vinci, să vezi că poate se lasă. Nu, de unde? Deci își dorește mai mult, mai mult și vârsta n-are nicio legătură, deci muncește și își dorește și acum și Venus a ajuns în semifinală, da. Fantastic, adică și încă mai vrea. Respect, ce să zic, nu Alina? Mare respect, da. Da, a făcut niște lucruri senzaționale și bănuiesc că înțelegi chestia asta cu lupta. Și pentru mi se pare tenis ușor, adică ok, a pierdut în finala aia, dar restul a câștigat 6-3, 6-2. Deși am mai avut și meciuri grele, într-adevăr, știu ce, da. Dar oricum, când e în formă, așa nu prea ai ce să faci. Pentru că eu am jucat foarte bine și la Miami și scorul a fost 6-1, 6-3. A intrat hotărâtă, am înțeles că s-a și antrenat pe stilul meu înainte de meci. Și a intrat foarte hotărâtă și i-am zis, am zis după meci, să vezi că o să câștige. O văd determinată și hotărâtă. Și a câștigat. A câștigat Miami. Uite că tot vorbim de jucătoarele celelalte din circuit, din seria Lumea Spune, te-aș provoca să ne spui dacă e adevărat că fetele în circuit sunt ceva mai puțin prietene decât sunt amicii băieți. Adică tu îți faci prietene în Eu am vestia? Prietene, dar într-adevăr, la băieți e mult mai ușor. La băieți, așa pare din afară. Da, băieții se antrenează, se supără la o minge. Își mai zic vreo două și după aia, a doua zi sunt ok. E, noi ținem minte o viață întreagă sau cel puțin turneul ăla. Și da, într-adevăr, a zis Muguruța și a zis că nu suntem prietene și că ea n-are nicio prietenă pe tur. Eu am. Mă înțeleg foarte bine cu Vania King, cu Eracovici, sigur, cu Serena zic doar bună. Na, și cu fetele Irina, cu Andreea. Cu Simona am înțeleg bine, na, avem și fetca, punea unii puțin, vreau să zic, și, da, într-adevăr, nu prea, Șarapova nu prea vorbește cu nimeni, Bouchard nu prea vorbește, deși am fost surprinsă, chiar a vorbit cu mine la Wimbledon. M-a întrebat cât e scor la tine, pe ce teren joci, uite că plouă, pe mine m-au... Și am fost surprinsă așa, wow, ok, se pare că, da. Da, probabil se că mai se va maturiza puțin. Și... Da. Că s-a mai schimbat, cred, înainte de când a tot pierdut în primul tur, a avut perioada aceea. Contează și asta, a contat, nu? Puțin, da, să revii cu picioarele pe pământ. Și probabil și întâmplarea aia cu Alexandra la Fed Cup. Da. Mă întorc la Fed Cup și o să te lăsăm în curând să pleci, că știu că trebuie să-ți faci recuperarea. Trebuie să mai vorbească și Alina ceva. Cât de... păi, pentru Alina era următoarea întrebare. Okay. Cât de important este să ai jucătoare pe care le poți folosi în diverse perechi la dublu? Pentru că Monica poate face pereche cu mai multe colegi în echipă. Se vorbea și cu Andreea că ai putea juca, nu știu, voi știți. Am câștigat un turneu. De asta zic, și mulți făceam scenarii, bineînțeles că la asta suntem experți, sugeram tot de variante. Sigur, pot fi multe formații, dar cea mai bună în momentul de față, o știm cu toți, este Monica cu Irina, se completează pentru că sunt stiluri diferite și pentru că se completează în teren destul de bine și au și început să joace împreună mai mult. Ar fi putut să joace mai mult dacă n-apăreau accidentările, întâi la Irina, după aia la Moni și așa mai departe. Da, ele puteau să aibă un an mult mai plin de dublu, dar nu asta este acum important. Și fetele noastre au început să joace destul de bine dublu în ultima perioadă. Au început toate să mai joace dublu față de înainte, așa că este important. Este important să avem cât mai multe combinații, pentru că cu cât joci mai mult dublu, cu atâta percepția asupra terenului și asupra dublului ți se schimbă puțin. Și la fel ca pe foarte important dublu, adică e un punct e decisiv, super important. Poate fi decisiv de multe ori. Da. Cu siguranță în viitor o să avem mai multe echipe, nu neapărat, nu facem comparații între ele, o să avem destul de multe echipe bune pe care să ne bazăm.
și mai multe echipe care să poată să gestioneze situațiile, emoțiile în teren la puncte decisive, că până la urmă de asta discutăm, nu de joc. Da. Ele poate ar juca foarte bine, dar cu cât căpătăm experiență, cu atât putem să folosim mai multe jucătoare în situații critice. Mulțumim tare mult, Monica. Ținem pumnii și în turneu, în primul rând să nu mai ai dureri. După aia, dacă vei decide să mergi la jocuri, ne-am bucurat în primul rând pentru tine. Știu că n-ai fost acolo. În principiu mă duc, da. Dar e treaba voastră, da. Sigur. Alina Luminița, mulțumim. Facem, cred, o scurtă pauză. S-ar putea să revenim cu Patricia Țig. Nu știm încă, în funcție de recuperare. Până la următoarele noutăți, atât de aici. Pe curând.